Apropo de ghinion, cum vedeți? I-am întrebat și pe frații Ristei când au ieșit, am întrebat fiecare echipă în parte în momentul în care a ieșit, dacă a contat într-atât de mult ghinionul. Voi cum vedeți, măcar pentru etapa finală, în ce proporție considerați că ghinionul a contribuit la părăsirea competiției? Cu toate că noi ne-am făcut probele destul de bine și repede și am reușit să recuperăm timp, să recuperăm poziții, se pare că după ce am ajuns primii la Gina, am mai câștigat o amuletă, am mâncat și stinky tofu, mizeria aia posibilă. Singurii. Și imposibilă. Cel mai rău lucru, vreau să subliniez că stinky tofu a fost cel mai rău lucru pe care l-am mâncat în Asia Express. Nu a fost ceva mai rău. Găsim mașină cu care să plecăm de acolo din nou primii. Și doamna se răzgândește pe traseu și ne dă jos exact la intrarea pe autostradă la nodul. Efectiv nu aveai pe unde să treci strada și era foarte periculos. Problema e că dacă nu o luam pe doamna asta și nu spunea că ne ia, poate luam pe altcineva care efectiv ne ducea până la locație și atunci aveam șanse mult mai mari. Dar am asta avut e. Ghinion exact când n-a trebuit. Și a doua zi la fel, plecăm repede, recuperăm, ne facem proba, plecăm a doua echipă, ieșim în stradă, prima mașină oprim, zice omul că ne duce, ne băgăm rucsac în portbagaj. Vorba și engleză. Ne-am urcat în mașină și după ce ne-am urcat în mașină, stați că nu vă mai duc. După ce s-a uitat pe GPS și a văzut unde trebuie să ne ducă și știa exact unde este locația respectivă. Și aici am pierdut. S-a sucit pe traseu. Deci voi considerați că aici s-a pierdut aceasta două puncte, da. Aici am pierdut noi. Dar am văzut o chestie, cred că secretul era să iei pe cineva de pe stradă, să-i spui să te ajute să le explici. Asta a făcut-o Ștefania. Și mi s-a părut genială ideea. Depinde cum ești inspirat atunci pe moment, pentru că îți vin tot felul de idei, te agăți de ce ai în jur. Acum, dacă omul nu vrea să te ia, nu te ia oricine ar fi, adică poate să fie și poate să înțeleagă perfect sau poate să nu înțeleagă nimic. Poate să vină președintele Taiwanului să zică dum. Să spună că nu ești cu partidul celălalt, du-te acasă. Dar așa e că de acum când o să mergeți la concerte, o să luați toți autostopiștii de pe drum? Uite, am venit de la Târgu Mureș și după Crăciun imediat am venit la Târgu Mureș și era o doamnă cu o fetiță la Brașov, la ieșire din Brașov. Săracele stăteau în zăpadă. Înghețau. Am dat cu spatele, cred că vreo 200 de metri, 300 de metri, pentru că le-am văzut târziu. Le-am luat cu spatele. Am trecut de ele, scuze, și ne-am dat ne-am înainte și înapoi, între câteva ori. Exact, vreo câteva ori până am simțit. Da, probabil că acum vedeți altfel, cu alți ochi, oamenii care fac iamăne. Exact. Înainte de Asia Express, sincer vă zic, cu mâna pe inimă, nu aș fi luat pe nimeni în mașină. Efectiv, nu aș fi luat pe nimeni în mașină. Am o întrebare pentru a liniști mulți prieteni de-ai mei și fani ai emisiunii. Cât timp a trecut de la momentul filmării până în seara asta, de acum, de când vorbim noi? Vreo 4 luni? Noi pe 11 decembrie am ieșit din competiție, deci sunt 4 luni și ceva. De ce? 4 luni. Pentru că ei sunt mulți prieteni ai mei și fani ai emisiunii, care consideră că ei nu o să mai rămână împreună. Și zic, bă, au trecut, Nu. ei nu sunt răutăcioși. Zic, bă, nu se poate. La ce certuri au fost acolo, zice, n-are cum să nu continue cearta asta și în viața reală. Da. Certuri pe bune, certuri pe bune. Îi liniște, ți-au trecut 4 luni jumate. Dacă îmi permiteți o mică remarcă, voi mi-ați adus aminte de bunicii mei. Bunicii mei așa se comportau unii cu celălalt, știi? Adică asta era stilul lor de a vorbi. Erau treji? Tot timpul, nu contact, treji, vezi gata. Venea bunicii mei în casă, vrea să zică ceva, bunicii mei, taci dracu colțatul, dracu, la făcea, ce te iubesc, da, dracu, nebuna, dracu, mă iubesc. Și pleca, știi? Adică cam asta era... poate fi, dar nu e un universal valabil. Tu deci poți să ai normal. Așa sunt relații. Sunt bunicului tânăr, varianta mai tânără. Da. Dar măcar e liniștit de sigur de asta. La 80 de ani tot așa să facem mișto unul de altul, să ne doare protezele și o să zică nepoții noștri că suntem pe ciuperci. Și dar în afară de asta, voi gândiți-vă că pe lângă faptul că am trecut prin Asia Express cu Ada și suntem ok, trec și printr-o carantină de vreo lună și ceva. Și dacă era să ne omorâm, ne omoram acasă, pentru că nu aveam camere, nu aveam nimic efectiv. În carantina asta au fost certuri asemănătoare cu cele din Asia? Niciodată. Doamne, nu, dar noi sincer să fim, ne-am certat de vreo 2-3 ori de când suntem noi. Asta vreau să vă întreb. Care sunt cele două momente în care voi spuneți că v-ați certat cu adevărat? Pentru că la televizor au părut mult mai multe. În etapa a doua, atunci când am luat-o eu, când îmi spunea ea să o luăm pe la Suceava, să ajungem la Brașov. Da. Nu e adevărat, eu am dreptat. Mă zic. Ok, și am mai fost acum în etapa asta, înainte să urcăm în mașină de la statui în care ea credea că
eu am greșit și s-a supărat pe mine, nu, fără motiv. Nu, eu m-am supărat atunci că mi se părea că pierdem foarte mult timp, adică... Oricum, tu mereu spuneai că pierdem foarte mult timp. Da, mă, era o presiune imensă. Bine, a fost momentul... și acum, în etapa finală, cu oamenii ăia care se hotărau să dăduseră jos cu fisul, cu șoferul. Păi nu, da, a fost altfel, faza. Acolo, aia a fost, deci, da. Deci eu nu eram de acord să plecăm, să rămână femeia cu fetița în stradă. Doar că dar acum... în același timp îmi venea să le zic, ok, mulțumim, urcați-vă în mașină, aia este o prima altă mașină, mergeți în treaba voastră, da. Pentru că se încurcau da, am înțeles și poziția ta. Din comportamentul tău nu ai de înțeles chestia asta, că îți pare rău să rămână cu tata, da, cu fetița pe stradă. Eu era, nu mai din puteam. Din comportamentul tău, oamenii au înțeles că ai pe cine omor pe toți și le iei mașină la Nu. Bă, presiunea e foarte mare, contează foarte mult cum o gestionezi. Și, după cum ați spus și voi, chiar când am intrat, că nimeni, adică nimeni, foarte puțină lume credea că noi o să ajungem atât de departe. Și da, e presiunea aia când se zice că ești prost și că nu poți și că așa mai departe, parcă vrei cumva să demonstrezi, știi? Da. Eu am fost mai tare și am știut să stăpânesc mai tare emoțiile și starea asta de panică și așa mai departe. Pentru că rugby-ul pe mine m-a învățat foarte mult. Inclusiv să o calmez pe Ada de foarte multe ori. Exact. Eu mă bucur foarte tare că am făcut rugby și vreau să le mulțumesc antrenorilor mei, lui Ștefan Mitrea, lui Matei Florin, pentru că m-au luat din școală, de pe banca școlii, să zic așa, din clasa 5-6, și mi-au oferit o altă șansă în viață, pentru că prieteni de-ai mei din cartier au avut o direcție anume, și iar eu prin rugby m-am dus într-o zonă mult mai bună. Da. Și acolo am învățat să mă controlez, pentru că noi efectiv pe teren ne luam la pumn, pentru că la rugby se întâmplă asta des și nu e ceva rău. Ce jucai? După care, la ce jucai? Baza a doua? Cum să numesc? Eu am jucat linia 3, linia 2, am jucat și aripă și vreau să-i mulțumesc și lui Sandu, domnul Sandu Bucătaru, antrenorul de la Grivița, ultimul antrenor cu care am făcut rugby. Am jucat linia 2, linia 3 și el m-a băgat și aripă să joc. Ce vreau să zic de fapt e că noi ne luam la pumn pe teren, după care la sfârșit ne strângeam mâna și... Da, deși pare violent, rugby este unul dintre cele mai pline de fair play sport. Da. Exact. Că are foarte multă disciplină. Eu, în schimb, nu știu să mă dau nici pe bicicletă. Eu cu florile mele. Dacă știam că nu știi, te puneam să scriu, să fac muzică, să mă uit la un copac și să zic, mamă, o să cânt despre iubire a veșnică. Tu cazi și de pe bicicleta medicinală, nu? Eu am fost nuca din perete. Eu mi-am dat seama când am ajuns în Asia Express că eu l-am ce căuta acolo, știi? Da. Te înțeleg perfect. Da. Sunt și o fire competitivă. Bine, eu sincer să fim acum, eu am fost la care a tras mai tare de tine să mergem în Asia. Ți-a fost puțin teamă. Mi-e frică de umbra mea. Adică... Eu mi-am dorit foarte tare să merg acolo și mi-am dorit foarte tare să o duc pe nevastă mea. Este clar că apariția voastră în Asia Express este chiar o apariție. Adică a lăsat urme adânci. Da, n-o să vă uite lumea prea curând. Apropo de popularitatea asta absolut enormă, pentru că show-ul cu adevărat este unul fabulos, așa cum am spus de fiecare dată. Deci a explodat. Da.